Poporul ăsta vreți voi să-l opriți să râdă? Să-l dezvățați să râdă? De minciună? De ridicol? De prostie? De hoție? De vorbele voastre umflate? Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde! Râde! Cu sau fără voia cuiva! Și când a trebuit, a luat și toporul în mână! Asta vreți voi? O Românie cenușie și tristă. Fără joc. Fără râs. Fără bucurii. E bine că ați râs. De prostie. De minciuna. De ridicolul sălbăticii. E bine, dragii mei. E bine să râdeți. Și după ce eu nu voi mai fi, se va fac să râdeți. E bine. E bine. Și poate că râsul nu e de ajuns ca să stea în calea batjocurii, în calea sălbăticii. Poate mai trebuie și altceva. Opriți să vândă țara asta. Opriți să o omoare. Opriți să otrăvească sufletele tinerilor. Opriți să facă din țara asta noastră frumoasă și bună, un lagăr de concentrare, o pușcărie. Opriți să facă din poporul român o victimă? Dacă vreți, să vă bucurați. Dacă vreți să râdeți. Dacă vreți să rămâneți oameni.